Mă numesc Iure Cojocaru, sunt artist plastic și vă invit la un vernisaj de pictură, Lumina din peisaj. Eu nu sunt critic de artă, nu sunt istoric de artă, sunt însă prieten cu Iurie Cojocaru și asta este o demnitate mult mai înaltă, nu? În Biblie scrie ce important este să fii prieten cu Dumnezeu. Creatorul este un apropiat al lui Dumnezeu. Ce important este să fii în primul rând prieten cu Dumnezeu, dar apoi prieten cu cel care este prieten cu Dumnezeu, cu prietenul lui Dumnezeu, adică cu artistul creator, da? Dacă ar fi să-l caracterizez pe Iurie, artistul plastic și arta lui, creația lui, aș spune, folosindu-mă tot de o metaforă, de o metaforă biblică, că este un artist al luminii. Nu găsesc un cuvânt mai potrivit și o să vă spun despre ce fel de lumină este vorba. Eu sunt profesor de 42 de ani în Universitatea Babeș-Bolyai și mi s-au pus de-a lungul timpului sute, cred că mii de întrebări, nu le-am inventariat și nici n-aveam cum să o fac în cei 42 de ani, dar cea mai inteligentă, cea mai fascinantă, cea mai plăcută pentru mine întrebare mi-a pus-o o studentă rezidentă, deci una care repeta cursul, anul trecut, înaintea cursului, fără nicio legătură cu tema cursului, vorbeam despre cu totul altceva, a ridicat mâna chiar înainte de a începe cursul și m-a întrebat dacă îi permit să-mi pun o întrebare. Și am zis, sigur, m-am gândit că mă întreabă ceva legat de curs. Și a zis, ce este lumina? Ce spune dumneavoastră, ce este lumina? O întrebare care m-a lăsat interzis, m-a lăsat perplex. Ce este lumina? M-a șocat întrebarea ei și am răspuns așa oarecum ad hoc, am zis, păi depinde din ce punct de vedere vrei să-ți dau un răspuns. Dacă vrei să-ți spun că lumina e compusă din fotoni, ți-aș recomanda să te adresezi unui fizician care e mult mai avizat decât mine și care poate să-ți spune exact ce este lumina, din ce se compune lumina și așa mai departe. Dar dacă vrei să-ți vorbesc despre lumina lumii, atunci o fac cu toată dragostea, cu toată plăcerea. Și cred că o jumătate de oră le-am vorbit studenților despre lumina lumii. Cine este lumina lumii? Iisus Hristos, da? El a venit să lumineze pe orice om trăind în întuneric. El este lumina pe care întunericul n-a biruit-o. În 1 Ioan citim că Dumnezeu este lumină. Noi suntem obișnuiți să preluăm foarte lejer sintagma din Iacov, spunând Dumnezeu e dragoste. Și Iacov repetă acest lucru, spune de două ori, Dumnezeu e dragoste. De ce nu și asta? Dumnezeu e lumină. Scrie în 1 Ioan, Dumnezeu e lumină. Dumnezeu este lumină, Dumnezeu este creatorul luminii, El a creat lumina, da? Ne aducem aminte din Cartea Genezei? Dumnezeu este Tatăl luminilor. Și orice lucru bun și orice dar desăvârșit se coboară de sus, zice Biblia, de la Tatăl Luminilor. Peste Iurie s-a coborât
această lumină. Deci Iurie este un artist al luminii, dar nu al luminii în sensul fizic. Deși, veți constata în tablourile lui, puteți vedea fiecare tablou, emană o lumină. Dar nu aceasta este lumina în care crede Iurie cu adevărat, ci este lumina spirituală, lumina lui Dumnezeu, lumina lăuntrică, lumina din el. Aceasta este lumina care iluminează întreaga artă. Eu asta văd în arta lui Iurie. În arta lui Iurie văd lumina care coboară de la Tatăl Luminilor, din cer. Lumina care ne bucură, care ne face plăcere, pe care o așteptăm, spre care ne deschidem cu toată ființa noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată înțelepciunea și cu inteligența noastră. Deci priviți-l pe Iurie, vedeți că are lumina pe chip, da? Am spus odată la Bistrița, Liviu era de față, despre Ioan Alexandru, că înainte de a fi un mare poet, și a fost fără îndoială un mare poet, și dacă vorbim despre lumină, atunci mă duc cu gândul la poezia lui teribilă, lumină, lină, lin, lumină, țar din codri, mar de crin și așa. Merita probabil să recităm aici, sau Liviu să o recite, Liviu știe foarte bine și putea să recite poezia. Am spus atunci că Ioan Alexandru, înainte de a fi un poet, este un creștin, era un creștin, sau un poet creștin. Iurie Cojocaru, prietenul meu și prietenul nostru, al tuturor, înainte de a fi un artist oarecare, un absolvent artist profesionist, un absolvent de arte plastice, este un creator creștin, un artist creștin, un artist care vede lumina lui Dumnezeu și încearcă să o transpună în lucrările lui. Vă mulțumesc și vă doresc vizionare plăcută. Mă gândeam și eu în drum spre expoziție, în timp ce mă rătăcisem pe străzi pe aici, cum te-aș putea integra, Iurie, opera ta, lucrările tale, cum le-aș putea integra? Și mă gândeam, da, în tematica artistică a peisajului, cu preponderență Iurie abordează peisajul, dar ducându-mă cu gândul în urmă, am fost surprinsă, venind în istoria ta așa un pic cât o cunosc, să constat că, de fapt, tu ești un artist al seriilor tematice și nu neapărat numai al peisajului. Și mi-am amintit de seria tematică a Nunții, a Miresei, mi-am amintit de seria tematică a Arlechinului, apoi ai trecut la copac, incluzând împreună cu copacul și peisajul, și surprinderea mea acum în expoziție este că încep să intuiesc o altă serie tematică, a casei. Poate fi casa sufletului, poate fi casa siguranței, poate fi, știu eu, multe interpretări să le dăm acestei case. Știu că toate temele acestea le-ai exploatat până la epuizarea lor cu un singur scop, acela de a descoperi în tema respectivă tot mai multă forță de exprimare artistică și mai multe mijloace artistice de a găsi, de a descoperi și de a le folosi. Uitându-mă acum așa superficial peste lucrările tale, pentru că tot se vorbește despre lumină, mă uitam ce mijloace artistice ai folosit tu pentru a scoate lumina la suprafață și vedeam clar mijloace folosite de mari impresioniști și neoimpresioniști și vedeam contrastul complementar foarte puternic și mie îmi plac aceste contraste complementare și ele aduc lumina. Vedeam jocul de umbră, de întuneric și lumină, dar nu clar obscurul, ci contrastul clar între umbră și lumină. Văd jocuri cromatice inedite, ca într-un vârtej, ca într-o rotire extatică în unele dintre ele. Văd în altele o construcție clar fixată
într-un desen ce indică, ce dă niște linii directoare în imagine. Văd noi forme de exprimare mereu și noi tendințe în creșterea exprimării artistice, ceea ce mă bucură foarte mult și te felicit. Și aș mai spune un singur lucru. Lucrările tale sunt ca tine. Te exprimă extraordinar de mult. Nu este ipocrizie în ele. Sunt luminoase ca tine, sunt calde, așa cum este și sufletul tău, sunt transmițătoare de energie, o energie pozitivă. Așa sunt lucrările tale și așa ești tu. Iurie are multe calități și operele lui sunt deosebite, dar este un lucru care l-au recunoscut toți cei care au privit operele lui, și anume culoarea. Iurie este un colorist și sub penelul lui tablourile au mai multă strălucire parcă decât alte tablouri. Și asta demască o realitate, că este lumină, pentru că unde nu este lumină nu poate fi culoare. Și acolo unde nu este lumină deloc, culoarea nu se mai vede. Sau dacă este foarte puțină, culoarea nu se mai vede. Ei, tablourile lui sunt pline de culoare, care lasă să înțelege că ele sunt scăldate în lumină. Dar ceea ce este caracteristic majorității tablourilor expuse de Iurie, dacă veți uita, este că în același timp, deși este multă culoare, ceea ce arată că lumina cade din față, lumina luminează și din spatele formelor, perspectivizând contururile într-un mod cu totul deosebit. Și asta ne vorbește despre o lumină care, chiar acum văd aici o pânză, este într-un fel imaterială. Ceea ce dă frumusețe, dă culoare materiei. Și cred că, pentru că lumina este de astfel de substanță, ceea ce vizează nu este doar materia, forma, ci culoarea care este în întreaga creație, dar dincolo de material. Dar ca să susțin afirmația, cred că este o cheie în această expoziție care mă îndreptățește să fac această, să spun lucrurile care le-am spus. Sunt două tablouri care nu sunt făcute pe pânză și prin urmare n-au nici ramă. Sunt două tablouri care sunt făcute pe un alt suport, pe un lemn, dar nu un lemn oarecare, ci un lemn care parcă e luat dintr-o ușă sau e luat dintr-o poartă. Și asta pe mine mă duce cu gândul că artistul le dă o cheie de interpretare a lor. Deschide o poartă spre o altă direcție decât cea materială care pare să fie la prima vedere. Te trimite într-o altă dimensiune. Și sunt două astfel de tablouri. Primul se numește Lumină în luminiș și deși pare să fie mai puțină lumină decât în alte tablouri, lumina este în mijlocul luminișului, parcă vorbindu-ne de un alt gen de lumină. E privită din interiorul materiei, printre doi copaci vezi lumina și parcă te trimite prin acea lumină într-o altă dimensiune, prin mijlocul porții. Și asta e doar o cheie de interpretare a acelui tablou care mie îmi place cel mai mult. Este de asemenea pe același suport, este tot o parte dintr-o ușă sau dintr-o poartă, cum doriți, care însă este o lumânare pusă într-un sfeșnic și vei întreba ce caută, că nu e niciun peisaj acolo. E bine, peisajul despre care vorbim este un zoom care s-a luat de pe creație, înainte s-a arătat lumina din luminiș printre doi copaci, apoi pleacă undeva mult mai sus, nu se mai văd copacii, se vede doar acel pătrat înroșit, și asta e o cheie, care e simbolul lumii în care trăim și sfeșnicul cu lumânarea stă pe el și se vede ceea ce este în jurul lui, care simbolizează cosmosul. Dacă pătratul este pământul, lumea în care ființăm și dincolo de el nu poate fi decât întregul cosmos, și lumina care luminează este în același timp în lumină, pentru că proiectează o umbră și v-aș ruga să vă uitați cu atenție, o umbră inconfundabilă. Și nu vă spun care este aceea, vă las să descoperiți. O umbră care doar lumina a lăsat-o în lumea noastră, despre care vorbea Vasile Boari. O umbră care, sau o urmă mai bine zis, o amprentă care dă sens și a lăsat lumii care trăim, care a făcut posibil ca lumea să mai continue, să nu se oprească la prima cădere în păcat din Eden, care ne dă speranță, nădejde și pentru fiecare dintre noi, pentru existența noastră acum și următoare. De aceea mă uit la acel tablou, lumina
care luminează și care este în lumină, care îmi vorbește despre adevărata lumină, care în același timp cred că este pilduitoare pentru fiecare dintre noi, care suntem chemați ca la nivelul nostru să călcăm pe aceleași urme și să fim lumină, ne uitând că putem să fim lumină doar dacă rămânem în lumină și astfel să lăsăm o umbră, o amprentă în lumea care trăim. Un tablou preferat din expoziția Lumina din peisaj? Mi-e greu să aleg unul, dar unul care mi-a plăcut în mod special se numește Drumul și motivul pentru care mi-a plăcut e că am văzut acolo foarte multă culoare amestecată cu întuneric. Și ce, mai puțină lumină? Este lumină și asta e bine. Cumva starea mea interioară o vibrat, cred că, mai tare cu tabloul ăsta și ăsta e motivul pentru care îmi place. Drumul ăla duce undeva, se vede, sau imaginația ta s-a gândit deja la o destinație? Nu neapărat, părea un drum închis, mai degrabă un drum care se sfârșește într-o poiană și nu cred că duce undeva, cred că pare a fi un loc de popas. Poiana e suficient de frumoasă ca să fie o destinație de dorit. Da. Care ar fi atuul, unul dintre atuurile pictorului Iurie Cojocaru, la cărui expoziție suntem? Cred că așa cum am auzit, căldura. Căldura și liniștea care o transmite prin culoare, prin tot ce face, tot ce pictează. Cel puțin astea sentimentele care mă încearcă de fiecare dată când mă odihnesc în fața lucrărilor lui. Sunteți la prima expoziție a lui Iurie Cojocaru? Da, și mă bucur deosebit că am reușit să ajung aici, deosebit de mult. Cum ați aflat? Am primit invitație? Da, chiar am primit o invitație din partea prietenei mele, Mona. O cunosc de mai bine de 10 ani și este primul vernisaj la care mă invită. Și mă bucur că am ajuns. În momentul în care ați intrat, care a fost impresia fiind o expoziție cu titlul Lumina din peisaj? Ați simțit lumină? Uitându-mă în lucrările lui Iurie, evident, simți foarte multă lumină, dar dacă te uiți la fiecare tablou în parte, simți diferite lucruri, nu îți dau toate aceeași stare. Dintre tablourile lui, cel care mi-a atras deosebit de tare atenția este acesta, care se numește Intrare, dintr-un motiv. Sunt două porți, una mai mare, una mai mică, da? Este deschisă doar cea mică. Mi-amintește foarte tare de Dumnezeu și de faptul că El spune mereu să alegem calea cea îngustă. Prin asta, Iurie îmi demonstrează că este trimisul lui Dumnezeu, așa cum pot să-l citesc pe prietenul lui de mai devreme. Și cum vi se pare, cum arată în tabloul acesta lui Iurie poarta mică? Atrăgătoare, provocatoare, că promite încercări, peisaje și mai luminoase? Cum vi se pare? Cum ați văzut-o? La fel ca în viața de zi cu zi, este mult prea greu să intrăm pe poarta cea mică. Este mult mai ușor de ales calea cea ușoară, poarta cea mare, care vedeți e închisă. Dar noi reușim să o deschidem pe cea mare, în loc să intrăm pe cea mult mai ușor accesibilă. Ați face o paralelă între tabloul lui Iurie și viața personală? Da, poți să faci. Ați intrat pe care dintre porți? Eu aleg mereu poarta cea îngustă, sau încerc să aleg mereu poarta cea îngustă. Fiind prietenă a lui Iurie de atâta timp, nu ești la prima expoziție a lui Iurie. Așa e. Dar este prima expoziție cu peisaje. Ce impresie când ai intrat? Ce impresie ți-a făcut? Impresia este cea pe care o prevestește și titlul expoziției, de lumină și de culoare și de frumusețe, de explozie de viață. Și pentru că mi-ai dat o singură opțiune, bineînțeles că am ales tabloul acesta. Care se cheamă Scara. Și pe care eu îl consider cheia expoziției pentru mine. E percepție subiectivă. E ciudat că se numește Scara, dar e ocupat tabloul de un copac înflorit. Da. Și de ce zic că e cheia? Pentru că celelalte tablouri au
zic eu, probabil el a început cu casa, e cu satul, cu ceea ce mie îmi spune despre matcă, de zona de unde începem, de originile noastre, de zona de lansare, iar scara este treapta de mers înainte, de, da, de devenire. Ori, la Iurie, scara, cred că face legătura între tablourile cu case și care spune despre trecut, origini și partea de lansare care este posibilă prin scară. Ori, lumina este ceea ce consider eu reprezintă pe autor ca cel care a găsit cheia devenirii și pe mine mă inspiră în sensul ăsta. Am întâlnit în persoana ta și un om cu un regret la expoziția asta. Regretul că nu se poate pierde în peisajul pe care îl admiră. În peisajul care se numește cum? Podul. Podul. În peisajul cu podul nu te poți pierde. Am văzut cum ai fi vrut și nu se poate. Cum de din toată expoziția podul te atrage așa de tare? Sau peisajul cu podul? Cred că sunt mai multe la mijloc. În primul rând că venim după un concediu și m-am întâlnit în concediul meu cu mai multe poduri, ca și podul ăsta. Ce coincidență! Ce coincidență! Și m-am întâlnit de asemenea cu pădurea, erau poduri în pădure, nu vreau să spun, nu contează locul. În general, când treci peste un pod, simți că ai trecut într-o altă dimensiune, într-o altă lume, altundeva și, de regulă, în depărtare, totul este mai închis, mai umbros și poate un pic, eu știu, misterios, poate chiar înspăimântător, mai spre seară, așa. În tabloul lui Iurie, ești invitat să treci dincolo, pe pod, este extrem de luminos, în loc lumina să fie în apropierea noastră, și să se piardă în depărtare, dimpotrivă, depărtarea te cheamă prin lumina pe care o găsești în tabloul ăsta. Sunt un iubitor de excursii, de natură, munte, pădure și... Lumină. Lumină, bineînțeles. Și pădurea cu care m-am întâlnit în ultimul concediu și podurile, multele poduri cu care m-am întâlnit în pădure, m-au făcut să rezonez cu tabloul, pe de o parte. Pe de altă parte, este o combinație extraordinară de culori. Cineva a spus aici că este artistul, autorul, este un colorist. Și așa cum priveam eu de acolo din colț, spre celelalte tablouri, mi s-a părut că un pic exagerează și că nu stau lucrurile chiar așa, până când m-am întâlnit cu tabloul Podul. Într-adevăr, este un colorist. Și e greu de spus cum anume reușește să-ți creeze în suflet impresia asta, dar mie mi-a creat o bucurie tabloul ăsta. Mă simt invitat să trec dincolo de pod, să călătoresc în el și să-mi imaginez unde m-ar duce. Sunt Iurie Cojocaru, artist plastic. Vă mulțumesc pentru vizita la expoziția mea, Lumina din peisaj.